Nu m-am întrebat niciodată de când scriu și de ce. M-au întrebat alții. Și de când și de ce. Nu m-am gândit la răspunsurile astea. Scriu de mult și fără motiv. Scriu ce simt, când simt, cum simt. Eu vă invit aici, acum, să vorbim despre iubire, bărbați, femei, sex și pantofi. Sunt frânturi din Ars Poetica a tinerei Corina Bezdâga, cea care și-a lansat cartea plină cu versuri de dor. Ea și-a adunat prietenii, rudele și pe toți iubitorii de poezie în cadrul unui eveniment frumos la Biblioteca Municipală Hașdeu din capitală. Da, bine, nu mai vorbim despre sensul vieții și despre nimic serios. Hai să vorbim despre ei, despre cei doi tineri nebuni care râdeau copios. S-au recitat versuri despre dragoste firească, nefiltrată, așa cum este în viața reală, despre dor, jazz, vin, dar și despre părinți. Este o mândrie pentru că noi profesorii culegem recolta după an și an. Alături de Corina Bezdâga au fost oamenii care au ajutat-o să-și realizeze visul. Printre ei s-au aflat, așa cum spune autoarea, și cei trei bărbați din viața ei, care au pus umărul la realizarea visului de a-și lansa propria carte. Este vorba despre Călin Suvac, Roman Untu și directorul Promotime, Herbert Schisser. Din păcate, majoritatea bărbaților nu înțeleg până la urmă toate necesitățile sau toate detaliile mici care fac mari diferențe pentru femei și eu sper că datorită acestei cărți, datorită misiunii lui Corina, cât de cât o să afle, o să înțeleagă și o să fie puțin mai altfel, o să fie bărbați. Autoarei cărții, Bolnavă de dor, Corina Bezdiga, îi doresc mult succes, iar pe viitor așteptăm o altă carte care sper că ne va intriga tot atât de mult ca și aceasta. Grădina Badelui, Lady Dalido. Doina Sulac, prietena sa de suflet, a cântat câteva melodii care s-au asortat perfect cu versurile din volumul Bolnavă de dor. Această carte probabil că este o carte în care o femeie își regăsește suferințele, bucuriile, clipele de fericire. O carte nu doar despre bărbați, o carte despre frumos. Și pentru că tânăra scriitoare a fost în centrul atenției, toată lumea a apreciat și ținuta ei. A purtat o rochie elegantă, semnată de creatoarea Olga Blanc, iar fetele de la salonul de frumusețe by Victoria Ghecrea au avut grijă ca să arate impecabil. Desigur, vreau să-i spun Corinei că astăzi sunt aici pentru ea, sunt aici pentru cartea ei, sunt aici ca să susțin toți tinerii și să-i spun mult succes pe acest drum, care nu este unul deloc ușor. A venit foarte multă lume, le mulțumesc din suflet. Sper totuși că o să deschidă cartea asta și bărbații, ar fi bine pentru noi femeile. Promotime îi urează Corinei Bezdâga multe lansări, cel puțin la fel de frumoase și de acum încolo.